Surpriz de proporbii pentru Elena Udrea, cine i s-a alturat în Costa Rica, chiar înainte de pasul liniere de foto? Surpriz de proporții pentru Elena Udrea. Iubitul ei, Adrian Alexandrov, a plecat în Costa Rica, pentru a petrece pasul liniere de la alturi de fostul ministru. Bărbatul a postat, drept dovad, sublinierei o fotografie pe Facebook. Sursa foto, captur Facebook. Udrea se află de câteva luni peste ocean, de unde nu se va întoarce curând din cauza problemelor cu sarcina. De altfel, chiar fostul ministru a dat indicii cu privire la întoarcerea sa în car. Întrebat dacă are de gând să revină în România, în condiile în care sentina îi va fi nefavorabil, Elena Udrea a citat pe Petreu, ea i-a precizat ce nu dorete să ajung în situaia fostului mare filozofi politician. Eu știu ce pentru foarte mulți nu contează dacă eu sunt sau nu vinovat în dosarul acesta. Contează doar să ajung la pucerie. Eu nu a vrea să ajung să îl citez pe Uia, care spunea, cât de prost ce am fost să sufre 13 ani în pucerie pentru un popor de idioi. N-a vrea să cred ce pentru niște oameni care, doar ce sunt plini de frustrări și ce nu au reușit în via, eu se ajung să fac pucerie nevinovat să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni ministri pe care i-a avut aceasta. Nimeni nu ar fi putut să fac gala bute. Eu nu vreau să le fac pe plac judecătorilor. Eu nu am de gând să spun ce nu ti-am de gala bute doar ca să mă apre în fața unei instane croite să mă execute. Nu, eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am încălcat legea? Ce a boxat bute în România, a spus Udrea, arate.v.z. Reamintim faptul că Elena Udrea a avut sublinierei unele probleme cu sarcina, fostul politician recomandându-i odihnă total, după ce aceasta a pierdut unul dintre gemeni. Pe cât de mare mi-a fost bucuria când am aflat ce a rămas Elena însărcinat și voi avea gemeni, pe atât de mare mi-a fost tristeia când am aflat ce unul din ei s-a pierdut și ce Elena a avut probleme cu sarcina. Sunt o persoană căreia îi plac copii foarte mult, sper îmi doresc ca Elena să aibă sarcinoarii să ne bucurăm de copilul care se va naște sănătos în noiembrie, a declarat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, pentru Cancan.